Iată titlurile acestei ediții. Doi polițiști au decedat în două accidente cumplite de circulație, unul dintre ei a ars de viu în propria mașină. Un șofer de 34 de ani a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce a urcat băut la volan și a provocat un accident pe o stradă din Chișinău. A intrat în sediul unei companii de microcreditare și prin amenințări ar fi furat peste 11.000 de lei. Un tânăr din Cimișlie riscă 10 ani de pușcărie pentru tâlhărie. Un cetățean român căutat pe Interpol de autoritățile de la noi pentru trafic de persoane a fost extradat din Marea Britanie. Distribuia droguri în penitenciare. Un bărbat din Basarabeasca a fost reținut în timp ce transmitea marihuana unei autorități criminale. Noaptea dintre 24 și 25 februarie poate fi numită una de doliu pentru poliția de la noi. Doi polițiști au decedat în două accidente de circulație. Prima tragedie s-a produs în seara de 24 februarie în jurul orei 20 și 10 minute pe traseul M3 la intrarea în comuna Băcioi din municipiul Chișinău. Într-un comunicat de presă, Poliția Republicii Moldova anunță că un polițist de 38 de ani ar fi pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un indicator rutier. Ulterior, vehiculul a fost proiectat într-o altă mașină. Impactul a fost atât de puternic încât omul legii a decedat la fața locului. Presa scrie că bărbatul se întorcea de la spital unde și-ar fi lăsat soția însărcinată în luna a șaptea, informație neconfirmată deocamdată de poliție. Câteva ore mai târziu, un alt polițist a ars de viu în propria mașină. Totul s-a întâmplat în jurul orei 4 și 30 de minute în apropiere de satul Pănășești din raionul Strășeni. Un șofer de 35 de ani și el, polițist, a pierdut controlul volanului, a derapat de pe traseu în canalul de scurgere, s-a tamponat într-un obstacol, iar ulterior s-a inversat pe traseu. În urma impactului, mașina a luat foc, iar polițistul a rămas blocat între fiarele vehiculului. Pasagera din mașina acestuia, o adolescentă de 18 ani, a fost aruncată prin parbriz din vehicul. Din nefericire, polițistul a ars de viu în mașină. Cadavrul acestuia a fost scos de pompieri. Fata a fost dusă la spitalul din Strășeni cu diverse traume. În ambele cazuri au fost inițiate procese penale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Un șofer de 34 de ani a avut nevoie de ajutorul medicilor după ce a urcat băut la volan și a provocat un accident de circulație. Totul s-a întâmplat în data de 25 februarie pe strada Trandafirilor din sectorul botanic al capitalei. Din imaginile postate pe o rețea de socializare de către mai mulți trecători, se văd două autoturisme grav avariate. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la Poliția Capitalei Natalia State a declarat că totul s-a întâmplat după ce șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției și a ajuns cu mașina pe contrasens. Ulterior, bărbatul s-a izbit cu vehiculul în bordură, după care automobilul a fost aruncat în vehiculul unei alte șoferițe care staționa regulamentar la culoarea roșie a semaforului. Testul la alcool a demonstrat că șoferul care a provocat totul se afla în stare de ebrietate. Rezultatele au arătat 0,63 mg pe litru de alcool în aerul expirat. După documentare, șoferul a fost preluat de medici pentru a primi îngrijirile medicale necesare. Agenții de la secția accidente rutiere continuă investigațiile, iar șoferul vinovat, pe lângă cele 6 puncte de penalizare și 1.500 de lei amendă, riscă să rămână și fără permis de conducere din cauza că a urcat la volan în stare de ebrietate. A intrat în sediul unei companii de microfinanțare și prin amenințări a furat peste 11.000 de lei. Totul s-a întâmplat încă în ianuarie, suspectul însă a fost recent reținut. Individul s-a dovedit a fi în vârstă de 22 de ani, originar dintr-o localitate din raionul Căușeni. Anterior judecat pentru jaf, iar recent eliberat din penitenciar. Reținerea tânărului a avut loc într-un apartament din sectorul Buiucane al capitalei, unde se afla în vizită la un prieten. Ulterior, la el acasă au fost depistate un cuțit, mănuși, mască medicinală, telefoane mobile, dar și alte obiecte cu ajutorul cărora ar fi atacat angajații de la microcredit. Audiat suspectul și ar fi recunoscut vina. Pentru ce ai fost adusă poliția? Pentru furt. Ce ai furat? Furat bani. Prin ce metodă ai furat bani? Ești de unde? Am amenințat cuțitul aici într-un filial pe calea ieșilor. Pe un filial bancar, în care de credit și pe o femeie, pe domnișoară. Și am luat bani și am fugit. Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore în izolatorul de detenție provizorie a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de pușcărie.
Un cetățean român căutat pe Interpol de autoritățile de la noi pentru trafic de persoane a fost extradat recent din Marea Britanie. La sfârșitul săptămânii trecute, suspectul a fost escortat de autoritățile engleze până pe aeroportul internațional Chișinău, iar ulterior preluat de poliția de frontieră de la noi și băgat după gratii. Potrivit anchetei, în anul 2016, bărbatul în vârstă de 38 de ani ar fi racolat mai multe moldovence prin intermediul rețelelor de socializare și le-a convins să plece în Turcia, Republica Elenă și Cipru pentru a presta servicii sexuale. Conform schemei infracționale, persoanele identificate erau informate inițial că pleacă la muncă peste hotare. Ulterior însă erau obligate să se prostitueze. După ce a fost preluat de către autoritățile de la noi, cetățeanul român a fost plasat în izolatorul de detenție al Ministerului Afacerilor Interne până la stabilirea tuturor circumstanțelor. Acum el urmează să compară în fața magistraților pentru a-și primi sentința. Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce o mașină a dat peste el chiar pe trecerea de pietoni. Totul s-a întâmplat în dimineața de 25 februarie pe strada Teilor din sectorul botanic al capitalei în jurul orei 8:30. La fața locului a fost imediat chemată poliția și ambulanța. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, a declarat că victima traversa regulamentar când un șofer de 23 de ani a dat cu mașina peste ea. Medicii l-au preluat pe bărbat și l-au dus la spital cu diverse traume. Pacientul, în vârstă de 65 de ani, a dus în dimineața zilei de astăzi de echipa 112, în urma accidentului rutier, a suferit multiple traume. În mod special a fost afectată coloana vertebrală și bazinul. La moment, este internat în secția traumatologie, în stare grav stabilă, pentru monitorizare și tratament. Unul dintre reporterii noștri a fost martor ale celor întâmplate, iar potrivit lui șoferul circula cu viteză excesivă și nu a reușit să frâneze la timp pentru a evita impactul. Această versiune urmează să fie verificată de oamenii legii. Acum forțele de ordine investighează cazul, iar dacă va fi găsit vinovat, tânărul de 23 de ani va fi pedepsit în funcție de gravitatea leziunilor suferite de victimă. Vindea droguri consumatorilor din sudul țării și distribuia narcotice chiar și în penitenciare. Un bărbat de 36 de ani din Basarabeasca a fost reținut în flagrant de oamenii legii în timp ce vindea narcotice. Într-un comunicat de presă, oamenii legii anunță că după ce au primit o informație operativă, au început să-l urmărească pe suspect. După mai multe investigații, individul a fost reținut în timp ce a încercat să transmită 2,5 kg de droguri unei autorități criminale din regiune. După cum s-a stabilit ulterior, narcoticele în valoare de 100.000 de lei urmau să ajungă într-un penitenciar din țară, iar acolo distribuite deținuților. În cadrul investigațiilor s-a stabilit că bărbatul nu este la prima abatere de acest gen. Anterior, individul a fost judecat pentru păstrarea și circulație ilegală a substanțelor narcotice. Acum el este cercetat într-un dosar penal, iar dacă vina ei va fi dovedită, riscă până la 7 ani de pușcărie. Investigațiile continuă pentru a identifica și complicii suspectului. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Grav accident de circulație la Cahul. O femeie a ajuns la spital după ce mașina în care se afla ca pasageră s-a tamponat violent cu un alt automobil. Totul s-a întâmplat în dimineața de 25 februarie pe șoseaua Șcheia din orașul Cahul. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție, Cristina Ciobanu, a declarat că impactul a fost atât de violent încât una dintre mașini a fost aruncată pe banda de contrasens, blocând astfel accesul pe șosea practic în totalitate. Potrivit marturilor oculare, o pasageră aflată în una din mașini a avut nevoie de ajutorul medicilor. Angajații medicali veniți la fața locului cu ambulanța au preluat victima și au dus-o la spitalul din Cahul cu diferite traume. Poliția continuă investigațiile. Accident de motocicletă în capitală. Două persoane au zburat de pe vehiculul lor pe două roți după ce s-au tamponat cu o mașină. Totul s-a întâmplat în dimineața de 25 februarie pe strada Pantelimon, Halipa. Din imaginile postate pe o rețea de socializare se poate vedea cum o mașină încearcă să vireze neregulamentar la stânga fără a se asigura. La un moment dat, un motociclist care circula după reguli a intrat cu vehiculul său direct în mașină. În urma impactului, persoanele de pe motocicletă au fost aruncate de pe vehicul. Din fericire, acestea nu au pățit nimic grav. Victimele s-au ridicat de pe asfalt și și-au continuat drumul. Deocamdată nu se cunoaște dacă poliția a fost sau nu sesizată pe acest caz.
Un chișinăuian a încercat să mituiască un agent de patrulare, dar a ajuns pe mâna ofițerilor Centrului Național Anticorupție. Incidentul a avut loc în data de 24 februarie pe o stradă din orașul Cimișlia. Cel care l-a denunțat pe bărbat a fost chiar agentul de patrulare. Potrivit acestuia, șoferul a fost tras pe dreapta după ce ar fi fost observat deplasându-se cu viteză excesivă. În timp ce oamenii legii documentau cazul, șoferul ar fi încercat să-i mituiască cu 200 de lei, în speranța de a scăpa de pedeapsă. Polițiștii însă nu doar că au refuzat șpaga, dar au și denunțat cazul la CNA. Prin urmare, chișinăuianul este cercetat pentru dare de mită, iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă amendă de până la 200 de mii de lei sau chiar pușcărie de până la 6 ani. Focuri de armă la frontiera moldoromână. Un moldovean și 3 cetățeni turci au fost prinși de polițiștii de frontieră români în timp ce au încercat să treacă prutul cu o barcă gonflabilă. Incidentul a avut loc în data de 22 februarie, în preajma localității Huș. Odată depistați în zona de graniță, pe urmele lor au pornit oamenii legii. Suspecții însă au ignorat solicitările de a opri, motiv pentru care polițiștii au tras în aer mai multe focuri de armă. În cele din urmă, suspecții au fost reținuți. Bărbații s-au dovedit a fi 3 turci, cu vârstele cuprinse între 17 și 28 de ani și un moldovean de 41 de ani. Potrivit lor, ei ar fi încercat să treacă frontiera ilegală, iar destinația finală era Germania. În cadrul anchetei s-a constatat că moldoveanul era călăuz a celor trei. În consecință, conaționalul nostru s-a ales cu un dosar penal pentru trafic de ființe umane. Dacă ai fost martorul unei situații interesante, expediază-ne imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.